Emisiune sponsorizată de International Health. Cu toții ne dorim să avem greutatea ideală, adecvată înălțimii și vârstei noastre, dar cum să slăbim sănătos și cum să ne menținem greutatea în limite normale, aflăm astăzi de la domnul Deian Perinaț, consultant în nutriție. O alimentație inadecvată și lipsa mișcării conduc firesc la îngrășare. Iată care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentație, care sunt alimentele pe care e bine să le evităm și care sunt cele pe care e indicat să le alegem atunci când vrem să ajungem la greutatea dorită. Nu contează numai cât mănânci, ci contează mai ales ce mănânci. Care sunt greșelile cele mai dese care apar în alimentație și care favorizează îngrășarea? Atunci când alimentația predomină în alimente bogate în zahăr, carbohidrați nesănătoși, amidon, gluten, aditivi alimentari, grăsimi trans, multă sare, adică în alimente prelucrate și produse industrial, bineînțeles că apar rezerve de grăsime. Toate aceste alimente favorizează îngrășarea. Ar trebui să renunțăm în primul rând la alimentele industrializate, dar trebuie să renunțăm la alimentele bogate în zahăr, carbohidrați, cum am spus, în toate aceste aditivi și așa mai departe. Care sunt aceste alimente? Iată, avem odată așa, toate produsele de panificație, produsele patiserie, cofetărie, plăcintărie, iată, deci o mare varietate de produse, dar avem și produse care sunt sănătoase, dar care, datorită conținutului bogat în zaharuri naturale, favorizează îngrășarea și atunci, dacă vrem să slăbim, dacă e vorba de persoane supraponderale, de persoane obeze care trebuie să slăbească, trebuie să renunțe inclusiv la aceste alimente care sunt sănătoase, dar care favorizează îngrășarea. Care sunt acestea? De exemplu, fructele. Inclusiv sucurile naturale din fructe, care sunt de fapt concentrate de zaharul naturale. Apoi avem mierea. Mierea este sănătoasă, e foarte bogată în vitamine, în minerale, dar când te îngrași și din aer, cum spun cei care vin la mine, nu poți să-ți permiți să consumi miere, să îndulcești alimentele cu miere. În momentul când ai atins o greutate optimă sau ești aproape de greutatea optimă, bineînțeles că nu înseamnă să renunți toată viața la aceste alimente, ci după ce ai obținut niște rezultate semnificative, poți încetul cu încetul să le reintroduci în alimentație, dar să fii întotdeauna conștient că aceste alimente, deși sănătoase, favorizează îngrașarea și atunci să le consumi, chiar când ți-e poftă, să le consumi în cantități mai mici, când sunt strugurii, când sunt prunele, caisele și așa mai departe, acestea sunt surse de zaharuri naturale, bogate. Și nu mănânci jumătate de kilogram de struguri în ideea că am mâncat acum jumătate de kilogram de struguri, nu mai mănâncă mâncare. Nu! Mănâncă mâncare, mănâncă o mâncare care știi că nu îngrașă și poți să mănânci un ciorchine de strugure. Așadar, și toate aceste dulciuri sănătoase trebuie consumate cu măsură, măsura fiind de fapt esențială în menținerea greutății corporale adecvate. Mâncărurile recomandate pentru menținerea greutății sunt cele dintr-o serie întreagă de legume. Recomandăm legumele sărace în carbohidrați. Care sunt acestea? Păi avem, de exemplu, varza, salata verde, castraveții, conopida, broccoli, vinetele, chiar ciupercile, chiar măslinele, rucola, o mare varietate de legume. Iată însă ce legume e bine să fie evitate. Mazărea e bogată în carbohidrați, cartoful care e bogat în amidon. Aceste legume în timpul tratamentului nu sunt permise, iar după tratament se vor consuma, se vor reintroduce în alimentație și se vor consuma moderat, cu excepția, zicem, cartofurile, a fasolei uscate, care se vor mânca mai rar și în cantități cât mai mici. Iată, de exemplu, cartoful, care este o legumă rădăcinoasă și care e foarte bogat în amidon. Amidonul este un carbohidrat complex
care favorizează îngrășarea și de aceea dacă, de exemplu, când apare perioada de post și se consumă cartofi în cantități mai mari, nu există posibilitatea să scazi în greutate, ci pur și simplu cred că vei pune ceva kilograme chiar dacă ții post. Și cei care mănâncă multă pâine, prea multă pâine, se pot îngrășa. Pâinea este obținută din cereale. Cerealele care sunt sursă de amidon și de gluten. Amidonul este un carbohidrat, glutenul este o proteină. Chiar există multe persoane cu intoleranță la gluten, care trebuie să aleagă un regim special. Din ce în ce mai multe persoane suferă de boala celiacă, care este de fapt o boală autoimună și care este declanșată datorită faptului că sistemul imunitar al organismului interpretează prezența glutenului ca pe o substanță străină care poate fi pericol pentru organism. Și astfel apare intoleranța la gluten. Iar intoleranța la gluten se poate scăpa foarte ușor de ea în momentul când renunți la alimentele care conțin gluten în compoziția lor. Pâinea, să revenim la pâine, că vorbeam de pâine. Pâinea este, cum am spus, bogată atât în amidon și gluten, că provin din făina care se folosește pentru pâine, dar mai ales trebuie să fim conștienți că cerealele din care se produce făina, adică grâul, da, sau chiar porumbul, sau chiar orzul, nu mai sunt cele care au fost acum 100 de ani. Pentru că între timp au apărut aceste modificări genetice care ajută la recolte mai bune, să fie plantele mai rezistente la intemperii, la tot felul de dăunători. Și atunci, odată modificate genetic, bineînțeles că aceste plante din care se obține făina care e și la rândul ei rafinată, în procesul de rafinare apar aditivi, apar alte elemente străine pentru organismul uman, astfel încât produsul finit, pâinea, este cu mulți aditivi, cu această făină care este problematică, modificată genetic, cu multă sare, chiar zahăr și normal că această pâine îngrașă. Există alternative pentru făina de grâu, care este rafinată. Există făină din lupin sau făina din arorut. Acestea sunt două plante care, dacă se obține făină din aceste plante și este folosită în producerea pâinii sau în produsele de patiserie, cofetărie, plăcintărie, pot să înlocuiască cu succes făina. În loc de uleiul de floarea soarelui, care este de asemenea mult rafinat și pierde mulți dintre nutrienți, rămânând în schimb grăsimile trans prezente acolo, înlocuindu-l cu ulei de măsline, care nu este atât de rafinat, înlocuindu-l cu ulei din sâmburi de struguri, care au și prezența resveratrolului acolo, de exemplu. Bineînțeles că aceste alimente produse cu aceste alternative sunt mult mai sănătoase și mai ales nu favorizează îngrășarea. Dar cum reacționează corpul nostru dacă alegem un asemenea regim alimentar? În momentul când ai eliminat sursa primară de energie a organismului, adică alimentele bogate în carbohidrați, zahăr, zaharul naturale, toate care le-am enumerat, organismul îi rămâne doar o altă sursă importantă de energie, rezervele de energie, care sunt rezervele de grăsime din țesutul adipos. Rămânându-i această sursă, el începe să consume, să topească grăsimea, să o metabolizeze. Metabolizând grăsimea, scădem în greutate în modul cel mai natural posibil și avem toată energia necesară activităților zilnice, fără să punem organismul, sănătatea organismului în pericol. Atunci când ai folosit grăsimea pentru a produce energie în organism, deci ai topit grăsimea, obții efectele unei liposucții chirurgicale fără a fi nevoie să se intervină mecanic. Grăsimea nu este aruncată, nu este eliminată cum se întâmplă la liposucția chirurgicală, ci este utilizată de către organism ca să producă energie. De aceea nu produce niciun fel de efect negativ în sănătatea organismului. Din contră, metabolizând grăsimea, se reglează echilibru hormonal al organismului. De ce? Nemai având prezență de alimente bogate în zahăr, carbohidrați, zaharuri naturale, secreția de insulină scade. Nu mai e nevoie de atât de mult insulină în organism. Se reglează glicemia.
reglându-se glicemia, reglându-se secreția de insulină, se reglează secreția de toți ceilalți hormoni care sunt produși zilnic în organism, în metabolizarea alimentelor. Astfel încât, spunem noi, se reface echilibrul hormonal al organismului și în același timp se accelerează metabolismul. Important este însă să înțelegem că esențial este să ne menținem greutatea adecvată, păstrându-ne bunele obiceiuri alimentare. Atunci când ai urmat un tratament în care ai scăzut în greutate, nu se poate reveni la vechiul obiceiuri alimentare, care ele sunt cele care au determinat apariția surplusului de greutate. Deci, trebuie făcut o schimbare permanentă în modul în care te alimentezi, în modul în care îți alegi alimentația zilnică. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să mănânci de acum încolo numai verdețuri și numai iarbă, cum spun pacienții. Mă întreabă, și ce fac de acum încolo, mănânc numai iarbă? Nu, nu, din contră. Se poate avea o alimentație echilibrată, bogată în alimente care sunt de origine naturală, alimente bogate în proteine și grăsimi naturale, sărace în carbohidrați, alimente care nu numai că, așa cum spuneam, refac echilibrul hormonal în organism, accelerează metabolismul, dar care în același timp, dacă începi să le consumi a la lung, să-ți devină niște obiceiuri alimentare, îți vor îmbunătăți radical sănătatea. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune sponsorizată de International Health. Ați încercat tot felul de diete și preparate, iar rezultatul a fost mereu același: înfometarea și revenirea kilogramelor. Acum puteți transforma propria grăsime în sursă de energie și să obțineți rezultate trainice cu liposucție alimentară. Puteți slăbi 10 kg în mai 14 zile. Dacă ați decis ferm să vă schimbați stilul de viață și să vă asumați răspunderea pentru propria sănătate, liposucția alimentară este calea ce trebuie urmată în atingerea acestui țel.